Fraților, mă întorc în România, ne întoarcem în România, mai bine zis. Am terminat cu mutat, mă rog, parțial, că acum trebuie să transportăm lucrurile pe care le-am avut aici. E, pentru chestia asta mi-a trebuit o săptămână până acum, dar m-am descurcat până la urmă. Cei drept am avut și ajutor și nu o să vă mint, o să vă spun imediat despre cine este vorba, cine a venit să mă ajute, cine a venit să-mi transporte lucrurile, în afară de maica mea săraca care a muncit ca un sclav. Mâncăiești gurița ei de fată, uite-o, uite-o, uite cum o pui, uite. Da, 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 ai dreptate. Ia uite, ca ea își gurița ei. Sunt și frumoasă rău atunci. Nu contează, stă bine cum o pui mână. Nu cred. Stă bine. Că n-am învățat asta. Vino cu. Vino, mă, cu ala asta vrăjeală. Ce? Nu, mă. Păi, prostule. De ce ai glume fizice cu mine? Uite, de. De da? Ce vrei, să am chimice? Am de aruncat gunoiul. Hai, dacă îmi capă de aici. Hai, îmi dă seama un pic. Și ăștia suntem. Garajul. El și el gol și proaspăt măturat. Deci două mașini am umplut cu țoale, cu boarfe, cu troace, cu tot felul de nenorociri. Și îmi venea să le arunc pe toate. Da, mă rog. Hai acum. Bagă și mie asta la tine. Scaunul ăsta. Lasă sub roată acum. Unde sub roată? Pune bă sub roată acolo, că-l iau imediat. Așa? Da, e bine, da. Ce faci? Ha? O să faci mașina praf. Stop. Îl vrei înapoi acum? Stop. Mi-ai stricat scaun. Gata, am pornit-o spre România. Augustin și Mihai sunt în mașina de alături. Uite, e acolo. Așa. Mama este cantonată aici în spate. Înghesuită acolo, săraca, printre maldăre de haine și de jucării și de ce mai avem noi pe acolo. Ce zici, mă? Hai, că aici nici n-ai voie să țip. Pleci acasă, acolo facem ce vrem noi. Haide. Vine Augustine. Dai treacul din gura acolo și ține-te după mine. Așa cum a spus și după cum ați putut vedea, Augustine a venit să mă ajute. Că singur nu m-aș fi descurcat, vă zic cât se poate de sincer. Pe această cale dați-mi voie să-i mulțumesc lui Armando. Armando, mulțumesc și te iubesc. Că nu știu ce m-aș fi făcut fără tine. Dați-mi voie să scot și o lacrimă pe partea care trebuie. Mi-aducem aminte cu mare drag de celebra melodie. Frate, frate, frățiorul meu. Acum dacă tot am pornit spre România, nu e normal să o dăm și un pic de mare. Sper să ajungem cu bine. Avem de parcurs cam vreo 1900 de kilometri sau 1700, nici mai știu. Când o mai ajunge, o mai ajunge, domne, și cu asta va. Hai. Ultima oară am făcut 19 ore. Dar avem de gând să ne oprim o dată la Viena. Să vedem dacă ne mai oprim o dată și la Sibiu sau ceva de genul ăsta, pentru că suntem și cu mama și cu copilul și... Ia vezi, mă, verifică centura, e tot ok? Da. Da? Ai centura pusă? Da. Să nu mai zică lumea că nu știu ce și nu știu cum, domne, ăsta nu-și ține copilul legat în mașină. Uite, frate, uite, uite, totul regulamentar, legal, cum vrei să iei. Uitam la voi să văd ce faceți. Ești arbitru sau ce faci? Eu nu sunt arbitru, eu sunt cameraman. Hai bă, dă gol. Ciorul, dă gol. Uite mă, să scalce mingea. Mă, nu ți-e puțin rușine? Mi-a încărcat odată. Special ai făcut așa acum? Jur că nu!
Acum ciocalcă, ciocalcă, aia e. Dacă bubuie. Uite-o. Ia uite-o. Ia uite-o. Ai noroc sau n-ai? Nu, e aici, e aici. Da. Vrei să nu plece. Stai, las-o acolo, stai, las-o. A doua sticlă, vezi. Da, stai. Victorie! Victorie! Ia și cataroiul de acolo acum. E vorbești, mă, adică tu ce durei, că-ți prost crescut și las piatra aici. Așa mă gândeam. Așa te gândeai, nu? Așa mă gândeam. Bravo, mă. Bravo, mă, nebunilor. Let's go. Stai să mai... Adică nu fumăm, Doamne ferește. Zic și eu așa, să mai luăm o pauză. Deci e un fric de aia pe mine. Dar suntem bine. Am mers 3 ore. Armandulică, plecăm și noi, tată. Noi, tată. Armando... Cichiciane, cum vrei să zici? Lasă ăla acolo jos, mă. Cum să zic eu ție? Armand, n-ai ce să zic, da? Poți să zici Cichician, poți să zici Relu, poți să zici... Zici că ești Becali, Giovanni Becali, zici că ești să... Giovanni, da, mafiot. 1 milion la parcare, nu stau la vreme. Dar la spătar, 7 milioane, să fiu să fii frumos, treci mașină, plecăm acasă. Acum! Haide, mă! Hai că-i speria copilul. Da, fraților, am ajuns și în Viena. Am condus 7 ore până acum, un pic obosit, dar merge. În orice caz, nu prea mai aveam chef să conduc acum, așa că o să ne retragem. Ne-am găsit un apartament pentru noaptea asta. Pare să fie frumos. Uite, mă, copaci aici, nebunule. Ia uite, ia uite, ia. Tobogan acolo jos, ia uite. Copaci, tomberoane, sali de gunoi. Frumos, mă, la Viena. Uite, casa lor ăla de acolo. Milioane de euro. Uite, antene de astea din radiază. Asta nu se pune, asta nu merge. Nu merge? Ai, vezi tu vreun beculeț aprins acolo? Am plecat din Viena. Mai avem vreo 6 ore de aici până la Arad, dar la cum mergem noi, s-ar putea să dureze ceva mai mult. Deci aici vreo 7 ore până la Arad. Mai 11 până la Sibiu. O să fie greu, dar dificil. Nu știu unde ne oprim, vedem. Să sperăm că nu trebuie să ne mai oprim nicăieri. Nu cred că ajungem astăzi până la București, decât dacă mergem foarte repede. Hai că mă sună August. Ce am comandat aici, Africa. Este senzațional. Guiașul ăsta, cum se spune, sau gulaș, mă, zi românește, bun. Da, mă, gulașul, cum se spune la noi în România, este fantastic. Maica mea spune că supa de pui este și ea foarte bună. Deci se pare că aici se merită să te oprești să mănânci dacă te afli între Budapesta și... Gheor. Nădlac, hai să zicem. E pe partea dreaptă. Zile că ai luat 2000 de euro de la ăștia ca să te vezi de restaurantul ăla. 2000? Dar cine este eu, mă, cu 2000? Am gumă în părți sau cum? Se pare că ce? 2000 doar să vorbești, mă, fără să postezi. 2000 să clipezi? Poate. Aia e altceva. De mărci. Ruble. Da. Nu știu cum se numește, dar... Venus... Sobac. În continuă mâncatul și revin cu informații despre felul 2. Stai, mă, să zic și eu ceva. Ia zi, mă.
În primul și în primul rând, întotdeauna trebuie să mănânci pe autostradă. Ce? Pe autostradă mănânci tot timpul bine și proaspăt, pentru că există trafic în ușa. Și când e trafic, mâncarea e proaspăt. Înțeles? Atunci când până la vârsta asta că te-ai ferit de mâncarea pe autostradă, a fost o mare, mare greșeală. Poți să închid acum? Da, poți să închid. Hai să vă spun ce se întâmplă acum. Am făcut un pariu, adică un pariu. I-am spus... Convenție. Da, convenție, mulțumesc. Uite-vă cine are vorbele la el. Uite-vă cine a studiat vocabularul ăla din... Nu, tu, că ai stat cam mult plecat și nu-ți mai vin ușor cuvintele în română. Așa-i. Da. Da. Stai un pic, că ai puțin la germană la gură. Stai. Stai că te șterg cu pâine. Așa. E prost. Deci, următoarea convenție a fost făcută între mine și fiul meu, care de obicei nu mănâncă niciodată tot, adică de obicei. De obicei nu mănâncă tot. Deci dacă el mănâncă așa cu chiu cu vai jumătate din ce îi pui în farfurie, atunci e perfect. Dar, de data asta i-am spus așa. Dacă mănânci tot, în seara asta, ajungem în România. Uite, mai și vomită un pic. Doamne, n-am văzut așa ceva de când mama mea m-a făcut. Așa e el, ce vă minunați. Așa mă e copilul meu. Frumos. Nu-i place mâncarea. Adică, mă rog, îi place mâncarea de la McDonald's și de la o supă de pui ca asta, de exemplu. Face și la mișto. Nu face la mișto. Nu, așa face. Nu face. Nu știi, nu l-ai văzut niciodată cum mănâncă și cum scuipă în farfurie, cum vomită în farfurie, nu? Furăm un pahar. Oprește camera. Ce vrei să faceți, mă? Să furăm un pahar, să-l spargem. Avem nervi. De pe drum suntem agitați și trebuie să spargem ceva. Dar nu mai bine îl cumpără? Întreb, domnule, cât face paharul ăsta? Și oricum tu ești Giovanni Becari, îți permiți? Păi știi cum fac? Îl iau, îl sparg un pic așa, ai bani, îi dau una. Bani, l-am spart, zic, domnule, eu îți dau banii pe pahar. Așa e civilizat, mă. Înțelegi? Și când mi-a dus pahar, spart, da. Da. Tu să faci economie. Da, bă, că-ți dau eu. Cât costă, bă, paharul ăsta? Cât să costă? Cât e, bă, pahar? E de firmă. Hai, da. Stai cu minte. Stai cu minte, mă. Copii mici la masă, mă. Hai, pirial, soacră mi s-a fi. Nu dat-o. Uite ce-l învață, uite. Mi se înțeleg că nu prea ți-a plăcut gulașul. Cum? Ți-a plăcut gulașul? Păi da. Păi n-ai terminat. Păi ce trebuie să mănânc tot? Am uitat că tu ești mai delicat. Eu l-am mâncat pe tot. Ce ful mai are de... Ful mai are. Trebuie să mănânci. Toate legumele, toată carnea aia. Doamna, cum este? Ce aveți acolo? O cremiță de vită. Dar ce stați cu căciula în cap? Am revenit acum cu felul 2. Ceea ce trebuie să vă spun nu este la fel de spectaculos ca supa, ca gulașul. Merge așa, pe o scară de la 1 la 10, acestui gyros i-aș da nota 4. Pâine e veche. Să știe, mă, că eu fac ce fel de vlog fac eu acum? În general, ce fel de vlog îl fac? Nu prea știu. Ceva. Era un animal viu pe acolo, cum... se-ți bate. Îl fac travel vlog. Travel vlog? Yes. Vede? Fii până la Sibiu te duc. Nu! Toate legumele, am zis. Toate. La Sibiu oricum ne ducem. Bine, te duc atunci până la Râmnicu Vârcea. Ce? Un pic mai departe de Sibiu. Mi-am dat spani. Ia legumele alea una câte una, că aia mă interesează. Nu așa, ia uite ce face. Ești la restaurant. Unde ai văzut tu așa ceva? Pe cine ai văzut tu că faci așa? Și acum poți să răspunzi. Poți să răspunzi acum. Pe tine! Așa, în sfârșit. Te dai bătut? Nu! Opa, te văd. Incredibil, dar adevărat. Ca să fac și o rimă, se pare că a terminat.
Am îmbulinat-o, ca să nu zic altceva. Trebuie să ajung neapărat în seara asta la București și acum zic mai un pic și se întunecă. Mănânci lămâie, tata? Budi? Da. Am zis că vreo 8-9 ore. Mama, am mâncat tot. Bună, Maria! Uite, ce Mihai, bună! Fii cu mâna, tata! Bună! Dă-i pupic, dă-i pupic! Pupic, tata! Mă, așa mă, tata, mă! Hai să iubirea, mă! 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 Deci ăsta e locul Venus, Venus ca lui tătică Potcovaru. Nimic, mă. Gata, suntem. Vedeți pe unde spargeți. Bă, bă, nu stai vânii cauciucurile, bă. Welcome back to Romania, my friends. Yes. Și avansăm câte un metru la 10 minute. Ne simțiți, bă. Ne simțiți. Aia e. Trebuie să mă reobișnuiesc. Germania. Da. Gata. Gata. O oră. În Vameș. Da, mă, că trebuia să te vadă și pe tine la Vameșul vieții. O oră am stat, pe aia așa mă întâmpinați, mă. Ia, ți-ai soacră în zăpiți. Acum ne ducem acasă, București. Da. Straight there, promise. I'll do my best, man. No, you don't do your best, you promise. Mai ajunge la 3, ești nebun. Ajunge la 3 și? Doar un pix pe tine. Am jurat o dată, ce mai vrei? Deci, fraților, m-am ținut de promisiune. Tovarășul, m-am ținut de promisiune? Da. Da? Deci este ora 2:30, 2:40. Și mai avem încă o oră și ajungem la București, la Emma, soția mea și mama lui.